Evanghelia după Marcu, capitolul 8. Vom citi începând cu versetul 1 până la versetul 21 inclusiv. Pagina 971. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, începând cu versetul 1. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-aveau ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: îmi e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul la casă flămânzi, au să leșne de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâini pe oamenii aceștia aici într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodul. Mai aveau și câțiva peștișori. Și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de firimituri. Era aproape 4.000 de inși. În cele din urmă, Iisus le-a dat drum. Iisus a intrat îndată în curabie cu ucenicii săi și a venit în părțile dalmanute. Farisei au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus și ca să-l pună la încercare, i-a cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamul acestuia nu-i se va da deloc un semn. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini cu ei în corabie, n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: fiindcă n-avem pâine. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-aveți pâine? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu firimituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu firimituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: tot nu înțelegeți? Amin. Vă invit să vă reașezați. Preobiți prieteni, frați și surori în credința în Domnul Iisus Hristos, am venit cu drag la Bistrița, la Biserica Sfânta Treime, de fiecare dată vin cu mult drag și cu multă bucurie. Mă bucur să văd Biserica atri plină, într-un fel așezându-ne exact pe porțiunea de text care începe și spune: în zilele acelea și în zilele acestea, fiindcă se adunase din nou mult norod. Este un mare har să putem să fim într-un asemenea loc. Este un mare har să avem o asemenea seară minunată. Și cei care ați mai fost în zilele astea sau în zilele care au trecut în zone unde am predicat, o să repet, ne introduce aceleași lucruri. Adică, dincolo de această seară în care ne putem auzi, ne putem mulți de aici reîntâlni, revedea, dincolo de cântările frumoase, de rugăciunile care au pătruns în inima noastră după motivațiile foarte bune pe care Domnul le-a dat prin preobiții frați. Dincolo de cântările frumoase ale corului, dincolo de tot ceea ce este încântător aici în seara asta, dincolo de noi și de realitatea asta, există adevărata realitate, care este mai mare, mai profundă decât toată aceasta pe care am pomenit-o,
Este realitatea că Dumnezeu Tatăl este prezent aici în adunare, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este aici în Biserica Sfânta Trăime și că Duhul Sfânt este prezent în adunare și că între noi s-a deschis o carte de povești și s-a deschis Evanghelia, care este Cuvântul lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. Așa că Dumnezeu să ne deschidă inimile noastre. Dumnezeu să pună în noi măcar o fărâmă de sâmbure de credință prin care să putem realiza ceea ce am spus până aici. Să putem să realizăm acest adevăr pe care îl pomenim de fiecare dată aproape când suntem aici. Promisiunea Scripturii pe care Domnul Iisus a spus-o. Că acolo unde se adună doi sau trei în numele Domnului, în numele Lui, eu, Domnul, a spus promisiunea aceasta, voi fi prezent acolo. Credem noi măcar această parte din Scriptura în seara asta? Credeți, stimați prieteni, ce scrie Biblia? Dumnezeu nu vine aici pentru că noi suntem atât de speciali cât îl atragem cu o forță irezistibilă. De atâtea ori am dovedit că suntem prin comportamentul și mare stingător. Dar Domnul vine aici pentru că El ne iubește. Domnul vine aici pentru că cineva l-a chemat. Domnul vine aici pentru că sunt inimi care sunt doritoare, flămânde și însetate după Dumnezeu. Și ar vrea inimile astea să fie ale tuturor care am venit aici. Eu cred că am venit aici mânați de intenții pozitive și serioase. Sunt convins că nimeni nu v-a forțat să veniți aici, că nimeni nu ne-a forțat să venim aici. Că există în noi ceva care ne-a îndemnat, care ne-a împins. Printr-o invitație a cuiva, ceva s-a întâmplat, ceva s-a mișcat. Și iată-ne în acest loc. Și pentru că nu aș vrea niciun fel seara asta să fie doar o amintire tristă, poate pentru o veșnicie departe de fața lui Dumnezeu. Și îmi doresc și mă rog și cred că toată adunarea s-a rugat ca seara aceasta să fie o seară în care puterea Evangheliei să străpungă orice inimă, în care Duhul Sfânt să cerceteze toată adunarea, în care Dumnezeu minunilor pe care îl proclamăm, în care credem, să facă minuni în seara asta. Că de lucruri care ne uimesc, de artiști, de oratori, de alte și alte diverse personalități care pot să ne atragă, de carisma lor, să putem să fim mișcați, mutați dintr-o parte în alta. Ați avut parte, poate v-a plăcut, poate v-a săturat, poate nu, dar noi în această seară avem nevoie de Dumnezeu. Eu am nevoie de atingerea Lui, de puterea Lui, de minunile Lui, de această realitate pe care El s-o reversă peste orice ființă și Dumnezeu să-și înalțe numele în biserica în această seară prin isprăvi minunate. Amin. Am ieșit înainte să vin spre biserica pentru că stau lângă Someș și m-am plimbat pe din preț de jumătate de oră. Și am spus lui Dumnezeu și am povestit despre seara asta. Fetița cea mai mare, când m-am întors, a zis, tati, ce ai făcut pe tine? Și am zis, m-am dus să mă rog. Aveam nevoie de un timp de liniște. Și am spus Domnului despre toți din seara asta care sunteți aici. Și am spus, Doamne, eu sunt, știi cine sunt. Dar eu merg acolo să vorbesc despre tine de seara. Frații mă cunosc, cei mai mulți. Mă așteaptă cu drag. Dar toate aceste relațiile noastre frumoase nu pot să schimbe pe nimeni după noi. Și l-a rugat pe Domnul să lucreze. Și eu cred că Dumnezeu deja lucrează. Am zis, Doamne, acolo vorbi prieteni foarte mulți, anticipam asta. Tu le știi inima, dorințele, așteptările, căutările, frământările, chiar împietrirea ei. Și tu poți să le dai un cuvânt, un răspuns. Și cred că Dumnezeu va da în seara asta. Cred din toată inima mea. Și când nu o să mai crede asta, să mă opresc. Și trebuie să ne oprim, că atunci nu are rost să mai continuăm. Stăm în fața acestui pasaj extraordinar de Scriptură și l-am așezat sub câteva cuvinte, atitudini, alegeri, trăiri și amintiri. Sunt convins că și dumneavoastră credeți că orice atitudine pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos de bucurie, de uimire, de durere, de revoltă, de mânie, toate au contat, toate au avut în spatele lor o motivație foarte clară, profundă și corectă. Și eu, ca dumneavoastră, m-am întrebat de multe ori citind Isaia 53, unde la un moment dat spune că atunci când Domnul peste ani și ani va vedea o sămânță de urmași, e că sufletul lui se va înviora.
Mă întrebam cum se înviorează și când se înviorează sufletul lui Hristos. Când m-am uitat în Scriptură, în capitolul 8 din Marc, mi-am dat seama deodată că sufletul lui Hristos a vibrat, era încântat, era înviorat. Și deodată a izbunit din pieptul lui o atitudine de bucurie în discuția cu ucenici. I-a tras deoparte pentru că inima lui era plină de bucurie. Și a zis, mi-este milă de norodul ăsta. Dar o milă și o compasiune total diferită de toate celelalte dăți când auzim că Domnul spunea, mă uit la norodul ăsta, mi-este milă de el, pentru că sunt necăjiți, pentru că sunt speriați, pentru că sunt împrăștiați și arată ca o turmă care n-au păstor. De data asta Domnul era încântat în inima lui. Era bucuros în inima lui. Și a zis ucenicilor, veniți, mi-e milă de oamenii ăștia. Și spune o frază care m-a șocat și pe mine. De 3 zile stau lângă mine și n-au mâncat. Și ți se pare ciudat, paradoxal, că dacă stă cineva lângă mine și le dau să mănânc, nu-i nici șoc, nici o mine, pentru că poate n-am de unde și nu vreau. Dar au stat această mulțime de oameni lângă Domnul 3 zile și n-au mâncat. Și mă întrebați, unde vezi încântare în inima Domnului? Pe văd încântare în inima Domnului, că aici este vorba de o alegere pe care o mulțime de oameni au făcut-o și au zis, noi suntem capabili și alegem. Să ne călcăm sentimentul de foame prima zi, a doua zi și a treia zi. De ce? Pentru că cel care este între noi, cel care este pe strada noastră, în casa noastră, în fața noastră, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mărire Lui unde și noi facem o alegere. Noi vrem să ne vorbească El. Deodată în inima lor s-a răsunat tot setul de valori. Deodată golul acela cosmic pe care îl avem în inimile noastre, care nu-l putem umplea nici cu bani, nici cu cariera noastră, nici cu averile noastre, nici cu numele noastre, sonore, cu nimic. Viața aceea pe care am perceput-o, cum am perceput-o noi, despre care nu spunea, viața fără Dumnezeu și fără trăirea în prezența Dumnezeu și a lui Dumnezeu în tine, este ca o oară fără fund. Pui în ea mereu și se duce jos. Nu se prinde niciodată nimic din ea. Și avem impresia câteodată că viața fără Dumnezeu este ca un coștiug în care adunăm, n-adunăm nimic. Tot timpul trec stări prin noi, trec poate trăiri și plăceri și păcate prin noi, trec banii prin noi, trec toate numele noastre sonore prin noi, dar nimic nu se lipește de noi, nimic nu te satisface, nimic nu te împlinește, nimic nu te schimbă, pentru că viața fără Dumnezeu este un nimic, este un zero în întregimea Lui. Și noi avem nevoie de un moment în care ne întâlnim cu Evanghelia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, doar Dumnezeu care ne vorbește nouă și pe care noi îl acceptăm în inimile noastre, începe să umple golul interior al inimile noastre. Din toată inima Dumnezeu să fie înălțat în adunare. Dumnezeu să fie înălțat în inima ta, prietene, că viața ți-e goală, ai singurătatea asta pe care nu ți-o poți explica, pe care nu poți pricepe. Fără Dumnezeu, fără Biblie, fără prezența Lui, fără Iisus, fără Duhul Sfânt, viața ta și viața mea, oricine fi aici în adunare, pricep, viața mea poate fi în al doilea ordine de ei, ca un balon mare care se ridică pentru o vreme sus. Strălucește nu din cauza ta, ci din cauza soarele care lovește în el. Dar mai târziu se sparge, se lasă jos și rămâne doar o pată umedă și uneori murdară pe fața lucrurilor. Asta e viața fără Dumnezeu. Altcineva spunea, nu, viața este un copil speriat și neliniștit, pe care noi 40 de ani, 60 de ani, 80 de ani, ne putim să-l legănăm, să-l liniștim, să-l adormim. Iar adormirea asta este partea mitică. Și spune, asta tot viața. Îți spune numele Domnului în seara asta. Grupul acesta de oameni au priceput că viața e mai mult decât sentimentul foamei. Viața e mai mult decât sentimentul împlinirii. Viața e mai mult decât sentimentul mândriei. Viața e mai mult decât plăcere. Viața e mai mult decât aroganță. Viața e mai mult decât mândrie. Viața e mai mult decât a călca pe alții ca pe și pe niște cadavre. Viața e mai mult decât concurență. Viața este Dumnezeu. Viața este Hristos. Viața este pocăința. Viața este Duhul Sfânt. Viața este Dumnezeu care este prezent în adunare. Trăiască numele Domnului în veci. Ai fost făcut de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și până nu vei pricepe și noi pricepe, voi pricepe asta, viața noastră va fi fără sens. Fără scop. Dar înțeles cum iau, viața fără scop e ca o barcă fără cârmă. Ești un dezechilibrat, un singuratic,
ești un nimic, ești un de om. Abia atunci când ne întâlnim scopul, începem să devenim oameni. Pentru că cel care este omul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când ne întâlnim cu Hristos și Hristos atinge viața noastră, începem să devenim oameni. Și mergem înainte spre desăvârșire. De aceea, în această seară de evanghelizare, ai nevoie să te întâlnești cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și ai nevoie să faci o alegere în dreptul Dumitalei, pentru că El este prezent aici în adunare. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Dă-ți seama? Mi-e foame, dar vorbesc cu Domnul. Am o urgență, dar e Domnul lângă mine. Am altceva de făcut, dar Domnul, pot să-L aleg pe El. Și ei trei zile au făcut alegerea asta, pe care a spus, Hristos e totul pentru noi. Hristos e totul pentru noi. Predica Lui, cuvântul Lui, viața Lui, e marele asta alegere. Păi nu vezi că încep să leșim? Nu vezi că nu mai ai putere în tine? Ai început să fii fanatic. Da, sunt fanatic pentru că Cel care este în fața mea este esența vieții, este Domnul vieții, este Cerul revărsat pe pământ, este slujba de împăcare pe care o văd, este Hristosul care mă leagă de cer. El, El Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Mărire Domnului în veci. Mărire Domnului în veci. Nu-i orice uite oameni la noi, nu știu, sfaratici, se roagă, nu se mai opresc. Cântă, nu mai poți opri. E luni seara, marți seara, miercuri seara, joi seara, vineri seara, sâmbătă seara, duminică dimineață, duminică seara. Și scapabil de luni să ia de la capăt. Dacă îi sunt dimineața, spune acum mă rog. Dacă îi sunt la mea, spune acum memorez, nu citesc un verset din Biblie, dar au tot timpul sconectați. Dar cum reușiți? Pentru că Cel care ne-a atins inimile este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Știi ce încântă inima lui Dumnezeu? Fiind eu care sunteți aici. Atunci când sunteți în stare să vă călcați în picioare sentimentele acelea ale poftelor și impulsurile alea care vă spune, fă altceva. Du-te în alt loc. Uită-te la altceva. Vorbește așa, fă așa, comportă-te așa, alege așa. Și când reușești prin puterea lui Dumnezeu să zdrobești în picioare toate aceste gulaie ale lumii și să te prăbușești la picioare Domnului Iisus Hristos, să deschizi Biblia acasă sau inima în rugăciune, spune, am nevoie de Dumnezeu. Am nevoie de Dumnezeu. Am nevoie de Dumnezeu. Atunci inima lui Hristos se înviorează. Amin? Noi putem încânta inima lui Dumnezeu agățindu-ne doar de portrete religioase și făcând de poze cu Hristos încântându-ne. Nici Hristos nu e încântat, dar nici Dumnezeu nu ești încântat. Ne agățăm viața noastră spirituală de Kenji Scott. Crezindem că aspirăm să ajungem la Dumnezeu. Numai că prima furtună care dăm copacul ăsta, cu Kenji Scott, e o dărâmă. Și deodată ne trezim că vița noastră de vie numită viața este smulsă din rădăcini, dar greșeala nu e a copacului, neapărat nici a furtunii. Și a noi, noi care ne-am aspirat pe Dumnezeu, ne-am agățat de tot felul de crengi uscate. În această seară am venit să vă aduc un cuvânt de la Domnul. Dumnezeu este prezent aici, cuvântul este aici, Hristos este prezent în adunare, Duhul Sfânt este în adunare și El vrea să îți atingă inima dumitare și să îți dea acea stare care spune, te aleg, Doamne, în seara asta. Te aleg, Doamne, în seara asta. Vedeți? Abia mai să se puteau ține pe picioare. Iar prin moment dat, pe categoria asta, aproape leșinați. Da, ei, aproape leșinați. Că a zis Domnul. Mi-e milă de ei și dacă le dau drumul să plece, ăștia leșină pe drum. Și-și imagina că după un kilometru pică unul, că după un kilometru pică altul și problema asta de a rezolva, să rămână în picioare fizic, n-a fost grea. Dar problema cea mai grea pentru noi este următoarea. Să rămânem captivați de prezența lui Hristos. Zi și noapte, zi și noapte. 24 din 24, ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze toată adunarea în seara asta. Că suntem noi captivați de Hristos la Crăciun, la Paște și din când în când, când toate lucrurile merg bine, asta cred. Dar să fii captivat de Dumnezeu zilnic. O, Doamne, fii lăudat pentru asta. Sunt aproape paralizați, dar ei, Domnule, scalcă în picioare sentimentul foamei. Spune, nu, Hristos, vrem să-L auzim vorbind. Vrem să-L auzim pe Domnul vorbind. Noi mereu ne uităm la aceasta, dar oare cât ar trebui să predic ca să putem să ne călcăm în picioare sentimentul confortului, a foamei, a setei și a tuturor priorităților care avem pentru seara asta? Cât să predic ca să întind coarda să vedem cât de mult și cât de drag ne este de Domnul? Trei zile stau lângă mine și n-au mâncat. Un al doilea lucru care vreau să vă spun tot în aceeași idee, de fapt este un exemplu, în Ioan capitolul 7, farisei și cărturarii pe finalul acestui capitol, noi ne-am săturat pe Domnul. Captivează mulțimile și vedeți că e drept. Merg oameni după el.
Din ce în ce mai mulți merg după ea. Ce se întâmplă? E zbuciu, e problem? E tulburare? Trebuie să-l prindem, trebuie să-l judecăm, trebuie să-l omorâm, trebuie să scăpăm de el. Și a zis, dragi apostoli, vă trimitem pe voi să-l aduceți, să-l prindeți, vă dăm adresa unde predică. Și vă rog să mergeți să-l aduceți, noi vă așteptăm aici și cred că e ultima zi din viața lui și e ultima predică și am scăpat de el. Au mers aprozii și n-a trecut multă vreme și s-au întors. Versetul 45, aprozii s-au întors la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia s-au uitat la ei, buimă, ce și le-au zis? De ce nu l-ați adus? De ce nu l-ați adus? Și acum așteptau argumente, răspuns. Probabil că le plica mult mai bine la inimă dacă apostul zicea, păi când să mergem să punem mâna pe el și să luăm? Deodată am văzut un bărbat zdravăn, arzi de soare, mi s-a șoptit la ureche, e Petru, și am văzut și că mișcă o sabie în dreapă. Și ne gândeam că e iscusit și era. Că o va demonstra mai târziu în grădină când dintr-o lovitură va zbura urechea lui Marcu, fără să-i tai umărul sau cap. Și i s-a spus să stai pe el, e mușchiulos, e puternic. Apoi deodată am mai văzut pe doi că vin în fața noastră și i s-a șoptit, atenție, îți doi praf de corp. Știi care este purecălor care? Sunt fiii tunetului, nu a ploia, tunetului. Cu ăștia nu ți-i poți suca. Și deodată când am văzut garda asta în jurul lui, l-am lăsat, am plecat și am venit. Vrem întâlniri, vrem arde, vrem tunuri, vrem securitate, vrem poliție, să mergem să luăm. Dar ei nu zic nimic din motivațiile astea. Asta le-ar fi plăcut, găseau ei soluții să se îngânească armele. Dar nu, nu l-am adus pentru că... Pentru că ce? A început să vorbească. Cum? A început să vorbească. Și noi n-am mai auzit de când am venit noi pe lumea asta pe cineva vorbind așa. Și deodată puterea din cuvântul lui, deodată puterea din predica lui, ne-a tăiat mâinile și am devenit deodată paralizați. Când am vrut să prindem pe mâna pe el, el vorbea. Când am venit să mergem împotriva lui, el vorbea. Și când vorbea, îi dădea un metru în spate și simțeam o putere care intră prin toată ființa noastră, din crește până în tălpile picioarelor și ne întrebam ce se întâmplă. Și el predica Evanghelia. Și el predica cuvântul. Și în timp ce predica, noi am fost paralizați. Și am venit fără el. Pentru că n-am mai auzit niciodată pe cineva vorbind așa. Mă rog, Duhul lui Dumnezeu care se prezentă aici să cerceteze orice inimă. Nimeni nu se pocăiește pentru că îl impresionează predicatul și el se pocăiește din impresionări de predici, de cântări și de oameni. Nu se pocăiește cu adevărat. Omul care se întoarce la Dumnezeu cu adevărat, profund și fundamental, este omul care se întâlnește cu adevărul, care se întâlnește cu Scriptura, iar Duhul Sfânt are grijă să ia cuvântul de la inima și gura predicatului și să străpungă inima acelui om și să spună, ai nevoie de mine, zice Domnul. Ai nevoie de mântuire, ai nevoie de iertare, ai nevoie de cer. Iar eu m-am rugat și mă rog ca Duhul Dumnezeu să cerceteze orice inimă care este aici. Mergeți acasă, ce s-a întâmplat? Ce-i fața ta așa? Te-au dat bomboane la biserică? Ce s-a întâmplat de știi toată semina? La Sfânta Treime este un laborator de cosmetică? Nu te-am văzut niciodată atâta de semina. Cât ai plătit pentru asta? Ce s-a întâmplat cu tine când totdeauna ai venit nervos și aveai trei dungi așa pe frunte când venea cap? Și de lată te văd semin și fața se întinsă. Ce s-a întâmplat? Ți-a pus vreo mască și ți-e ca bărbat? Ce s-a întâmplat cu voi că veniți acasă așa și din toată mergeți în cameră și aud în loc de calculator și tastatură? Aud niște zumzete că se ridică, aud că se roagă, aud că încep să fuie, să cânt, să mimez o cântare care nu-i manea. Nu este rog, nu este o cântare care te-am auzit ani de zile că mergi. Zdruncinat capul, nu se mai aude nimic, se aude altceva. Ce s-a întâmplat? Și tu te ridici în seara asta și să spui, a vorbit Dumnezeu în Sfânta Treime. A vorbit Duhul Sfânt în adunare. A vorbit cuvântul în adunare. Și cuvântul mi-a tăiat inima. Și cuvântul m-a cercetat. Din toată putere a intrat peste ființa mea și n-am mai putut să mă desprind. A rămas ochi și urechi și gură căscată. Din toată ființa mea s-a transformat. Și cine poate face asta? Dumnezeu prin Evanghelie. Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Poate cerceta balconul și toată adunarea și corul și pe mine vreau să mă cercetează. Trăiască Domnul în veci, aleluia! Ăștia abia mai merg pe drum, dar spune, vrem pe Domnul. Ceilalți paralizează și ne-a predicat, vorbește. Asta e. Că dacă înconjurăm biserici doar, dacă stăm în genunchi sau în picioare, dacă ridicăm mâinile sau nu le ridicăm,
din convingere dacă avem cravată sau nu avem, dacă avem 3 cm la corp sau 0,1. Asta nu ne schimbă, asta nu ne transformă, iertați-ne. Iertați-mă, ceea ce ne transformă este Evanghelia despre care Pavel a spus, nu mi se rușine de ea, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Ea este puterea lui Dumnezeu. Amin? Asta e la diferență. Iisus nu predica ca ceilalți scărturași și farisei, nu că nu putea, ci El predica ca unul care are putere. Dumnezeu să reverse puterea lui peste noi. Dumnezeu să reverse puterea lui peste orice inimă. Viața e goală fără Dumnezeu. De altă dată Dumnezeu vine în preajma noastră și vorbește. Îi spune, eu am niște oi care mă iubesc. Dar știi de ce mă iubesc? Știi de ce s-au îndrăgostit? Că spuneți-mi asta. De bot apostolul. De hainele lui. De părul lui. De fața lui. De cum arată el. De ce garduri are. Nu. Oile mele cunosc glasul meu. Ele s-au îndrăgostit de glasul meu. Sunt în stare să postească o zi, două, trei zile. Sunt în stare să stea ore întregi să mă asculte, pentru că marea lor bucurie este glasul meu. Știți care este glasul lui Dumnezeu? Evanghelia. Glasul lui Dumnezeu este Evanghelia. Dumneata, prieteni, n-ai nevoie de o altă religie. Ai nevoie de cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. N-ai nevoie de un alt domn, în persoane umane, preot sau cineva. Ai nevoie de Evanghelia lui Hristos. Binecuvântat să fie numele lui în veci. Binecuvântat să fie numele lui în veci. Amin? Un alt exemplu care vreau să vi-l dau toți în punctul ăsta este exemplu din Evanghelia după Luca, capitolul 10, 38 la 42. Nu mai deschid Biblia, îl știți. E vorba de vizita lui Iisus în casa lui Marta, Maria și Lazar, în care acolo iar s-au făcut niște alegeri. Și atitudinea lui Iisus a fost de bucurie imens. Știți de ce? Pentru că una din cele trei persoane, când a intrat Iisus în casă, primul lucru care l-a făcut, primul gest, s-a prăbușit la picioare Domnului Iisus Hristos. Și a ascultat cuvântul Domnului. L-a ascultat pe Iisus vorbindu-i. Cealaltă Marta se îngrijora. Nu mai intru în detalii, doar vreau să vă spun. Iisus a spus un cuvânt care e valabil în Sfânta Treime în seara asta. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua niciodată. Binecuvântat să fie numele Domnului în veci. Așa că, prieteni și frate și soră și oricine ești aici, partea bună este să fii fascinat, îndrăgostit, topit de cuvântul lui Dumnezeu, încât să nu mai poți fără Dumnezeu nici o zi, nici două, nici o noapte, nici o dimineață. Noi m-am îndrăgostit de Dumnezeu pentru vecii vecior. Și Dumnezeul care s-a revelat ție puțin la început, mai mult și mai mult și mai mult, se va revela într-o zi desăvârșită în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. De aceea deja doresc un bun cu Dumnezeu în cea mai mare aventură a vieții veșnice. Amin? Pleacă dintr-un pont în care se întâmplă așa. Iisus vorbește și tu ești captivat de cuvântul Lui. Doamne, lucrează! Doamne, lucrează! Un al doilea lucru care vreau să-ți spun în seara aceasta din acest pasaj este faptul că după ce Iisus a trăit bucuria asta fantastică și vreau să spun în concluzie, atunci când alegem pentru Dumnezeu, pe Hristos, când alegem glasul Lui, Biblia, celelalte lucruri pentru care noi ne zbatem și ne îngrijim și facem de ele viață, El, Domnul, ne le va da pe desupra. Puteți să spuneți amin? Amin. I-a fost greu Domnului să îmbulțească acolo 7 pâini și câțiva peștișori și să rănească 4.000 de bărbați afară de copii și femei. I-a fost greu. Vă întreb, i-a fost greu? I-a fost greu? Unde era Domnul? New York? Plin de supermarketuri și hipermarketuri în preajmă? Era pustiu. Trăim o vreme de criză economică mondială și în România. De ce ne temem noi? Păi dacă dispar toate deodată, tot dispare și ne trezim într-un pustiu. Și nu mai este nimic. Nu mai crește în pustiu în mărai sau porumbul, cum vrem să numim. Nu mai crește grâu. Nu mai sunt Coca-Cola, nu mai este apă plată. Nu mai este aia, nu mai este aia, nu mai sunt living și dining room, nu mai sunt vie, nu mai sunt case, nu mai sunt umbrale, nu mai sunt plișine, nu mai este nimic. Nu mai este nicio casă de rug, nu mai este nimic, nimic nu mai este. Este un pustiu feroce, plin de animale spăimântătoare, o căldură toridă care te lovește direct deodată în cap, dar în toată pustia aia există Domnul în mijlocul ei. Domnul Iisus Hristos și ești dumneata care te-a dus un kilometru, doi, 20 pe jos să-L ascunzi pe El. Și ce spui? Doamne, sunt terminați. Nu. Dacă Domnul e prezent în pustie, nu suntem terminați.
Pentru că cel care este mai puternic decât arșița, decât pustia, decât orice criză, este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Binecuvântați-te El în veci. Amin? După atitudinea asta fantastică a acestor oameni, după bucuria imensă de Hristos, își iau ucenicii să urcă în corabie, îndată, și merge în părțile alea Dalmanutei. Dar deodată întâlnește o altă categorie de oameni. Și spune, farisei au venit deodată și ei. Gestul e frumos. Și au început, ce și ei să spună de predicator. Ei au început o ceartă de vorbă cu Iisus. Și ca să-L pună la încercare, i-a cerut un semn. Acum vă întrebați cum arăta inima lui Iisus de data asta. Versetul 12. E foarte importantă atitudinea lui Hristos vis-a-vis de trăirea mele și ale tale. Poate fi încântat atunci când are glasul lui, de-abia dorește să ne rezolve mărunțișurile din viața noastră fără nicio problemă, e bucuros, spune ucenicilor lui, spune cerului, uite, ăștia mi-au încântat inima, au ales ce trebuie. Dar deodată, alții vin în preajma lui și încep dispute cu ea și îl pun la încercare de felul Dumnezeu și cer semn. Și atunci ce faci, Doamne? Iisus a suspinat adânc în duhul său. Prietene, frate, soră, oare ce trăiri stârnim lui Hristos cu viața noastră? Se bucură El? E încântat El? Adună pe copilul și spune, mi-e milă, dar sunt cântat. Trei zile au stat lângă mine și au călcat toate alegerile omenești și au vrut să mă ascult. Sunt bucuros. Dar acum deodată întâlnește o categorie care intră cu el în dispută. Și deodată spune că Iisus a suspinat adânc în inima lui. Suntem oameni și atunci când ne-am întâlnit cu trăiri care ne-au produs durere în sufletele noastre, involuntar, automatismul ăsta funcționat, am început să suspinăm adânc. Suspinul ăsta exprimând durere, neliniște, frică. Am numit categoria a doua, grupa aceasta de oameni, căruia și cărora Hristos nu este suficient. Mai vor încă ceva. Cuvântul n-ajunge, minunile n-ajung, prezența cerului n-ajunge și mai vor încă ceva în plus. Au venit în jurul Domnului și au zis, noi ne pocărim, noi ne întoarcem, noi ne-am întoarce la Dumnezeu. Dar de ce nu o faceți? De ce nu o facem? Și de ce? Dacă tu ne faci pentru noi încă un semn în plus. Oameni care mereu și mereu mai vor încă ceva. Nu știu dacă ești aici în seara asta. Dar am întâlnit în anii ăștia oameni care se includ în categoria asta. Aia care spuneam, acum să predăm. Ne gândeam noi. Acum ce ne-a dat? Acum e seara lui, acum e seara Dumnezeu. Nu se poate să mai iasă. Dumnezeu ne-a încurcat. Dumnezeu a pus în fața noastră cântări, predică, de toate. Nu mai avem cum să ieșim de aici. Și ce credeți? Nu te-ai hotărât. Mi-a plăcut extraordinar, excepțional, dar mai am ceva. Ar mai fi ceva. Mai aștept să se întâmple ceva. Mai vreau ceva. Știți ce a spus Domnul către oamenii ăștia după suspin? Vă spun, adevărat vă spun că neamul acestuia nu este va mai da deloc un semn. Oricine care ești aici în seara asta. Și poate de multă vreme, sau de puțină vreme, Domnul îți vorbește, te cheamă la pocăință, la mântuire. Spunându-ți că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele lumii întregi, pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Că jertfa lui Hristos este suficientă pentru iertarea și mântuirea oricărui care crede. Amin? Amin. Și poate că de fiecare dată când auzit cuvântul ăsta, ai spus, eu aș mai vrea ceva. Eu mai vreau încă ceva plus. Evanghelia după Matei vorbește și mai explicit de momentul ăsta și spune așa. Capitolul 12, versetul 38. Atunci unii din cărturași din farisei au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspunsul i-a zis, dur!
un neam viclean și prea curvar. Ce e un semn? Dar lui se va da în semn decât semnul propriului Iona. Și fiți atenți. Care e semnul? Că după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele unui pește, achitului. Tot așa. Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele pământului. Iar acest semn al morții lui Hristos, al îngropării lui Hristos și al învierii lui Hristos va fi singurul semn pe care Domnul va da lumii pentru mântuire, pentru salvare și pentru izbăvire. Din toată inima trăiască Domnul în veci. Așa că semnul de care ai nevoie este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar noi mai vrem să plâng o cruce? Mai vrem să crape o piatră? Mai vrem să se dărâme o clădire? Mai vrem să se învârtească peste noapte una să fie cu fața în cu dimineața să fie invers? Mai vrem noi nu știu ce? Mai vrem să visăm? Mai vrem să vină un om cu barba albă la noi noaptea? Așteptăm nu știu ce semne, nu știu ce revelații, nu știu ce minuni ale noastre personale, care nu sunt scrise în Biblie, care nu sunt în cartea asta. Pentru că noi vrem să-L probăm pe Dumnezeu. Pentru că noi vrem să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Avem curat să dăm piele cu El. Vrem, Doamne, eu sunt gata să grab. Eu nu-mi ajunge Biblia, nu-mi ajunge pocăința, nu-mi ajunge jertfa ta, nu-mi ajunge Duhul Sfânt. Eu mai vreau ceva în plus. Ori străbui din partea Domnului oricine ești aici în seara asta, că Domnul nu-ți mai va da niciun semn în plus. Semnul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru tine. El a stat în pământ pentru tine. Și a treia zi a înviat pentru tine și pentru mine. S-a învățat la cer și este viu în vecii vecilor. La ora asta când predic este la dreapta Tatălui în cerul. Dar este și în adunarea din Bistrița. Și El mijlocește pentru tine și pentru viața ta. Ca să te hotărăți să te pocăiești în seara aceasta. Dacă ai tot amânat că vrei semn, semnul este că Iisus întinde mâna spre tine. Semnul este că Domnul Sfânt este prezent în adunare. Semnul este că brațele Lui te iau dintr-o viață rece și lipsită de speranță și caldă, căldura Lui din cer coboară peste tine. Și asta este semnul iubirii pe care l-ai scăit încă o dată peste viața ta și peste seara aceasta. Slăvit să fie Iisus în veci. Slăvit să fie Iisus în veci. Ciudat! Că după ce ne tergălim în păcatele noastre și întoarcem în spate lui Dumnezeu, 10 ani, 20 de ani, 40 de ani, 50 de ani, intrăm la dialog cu Dumnezeu și mai vrem semnul în plus. În această seară te rog în numele lui Iisus, care stă pe cruce locul tău și locul meu, oprește-te. Spune, Doamne, mai arată-ți semnul cuilor între noi în seara asta. Mai arată-ți semnele din mâini și din picioare, Doamne. Și lasă un picul din sângele Tău peste mine. Vreau să fiu salvat, vreau să fiu salvat. Doamne Iisuse, nu mai vreau semne, Iisus. Tu ești pentru mine semnul iubirii. Maxime, profunde, adânci, desăvârșite. Mărire Domnului în veci. Mărire Domnului în veci. Cine ești, Doamne, a spus Pavel. Semnul pentru el să se pocăiască a fost acesta. Eu sunt Iisus. Asta-i semnul tău. Eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Și l-a zis, Doamne, recunosc semnul ăsta, nu mai trebuie nimic, nu mai trebuie nimic, nu. Știi ce va spune-mi, ce trebuie să fac? Și a zis, Pavele sau Saule, du-te în cetate și acolo vei găsi oameni. Ei îți vor spune ce trebuie să faci. Tu mai vrei ceva în plus decât a vrut Pavel? Pavel a primit marele semn. L-a întâlnit pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A întâlnit vocea Lui. Saule, Saule! Pentru ce mă prigonești? El a spus, dar cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus! Dumneata, ce mai vrei? Știți, este atât de dureros când am vrea să întâlnim, nu știu, un călugăr deosebit, nu vreau să jignesc pe nimeni, un preot deosebit, un predicator uimitor să mă șocheze? Uneori îmi spune, te bucur că vin, uite, vine în tine să te asculte, asculte, spanii tăi! Și eu zic, până la un punct mă bucur, știi, până la care? Câte vreme Dumnezeu mă folosește și transmite un mesaj prin mine pentru voi și pentru ei și ei se întorc cu fața spre Dumnezeu. Până aici mă bucur, dacă ei se întâlnează în avin pleacă unor oameni și mergem cu grămadă spre cineva. Ai văzut? La ora 8 dimineață, tot și-o seama, dar când mergeam spre acolo, pentru că merge acolo în predicator. E bine să mergem în preajma lui Dumnezeu, dar e bine să mergem în preajma lor ca să-L auzim pe Dumnezeu și cuvântul, amin? Dar când mergem în preajma lor pentru că vrem semne și minuni de la oameni, suntem în drum spre prăpastie și în drum spre o mare și foarte adâncă înșelătorie. De aceea chiar dacă eu într-un fel îmi fac un deserviciu în seara asta, ca și predicator vă spun, căutați pe Domnul și căutați fața Lui. Semnul de care aveți nevoie este Iisus. Puterea de care aveți nevoie este al lui Iisus. Iertarea care vă poate da este în Iisus. Și mântuirea care puteți primi este Iisus Hristos, Domn. Este Iisus Hristos, Domn. Amin? Amin.
am mai vrea ceva. Ce? Domnul spune-ți asta. Nu vei primi niciun alt semn. Dar marele semn pe care ai avut odată Dumnezeu îl las în Bistrița este că Iisus Hristos și-a răstignit este între noi în adunare. Amin? Gloria lui în veci. În al treilea rând, o a treia categorie de pedepse pe care o găsim în seara aceasta este că după ce Iisus a lăsat oamenii ăștia și voi reveni la trei fraze pe final din fiecare final de categorie, că Iisus a avut la fiecare o atitudine de final care vorbește foarte mult, spune că a trecut iarăși cu corabia în cealaltă parte. Ucenicii au făcut un gest de uitare și n-au luat pâine, decât ori pâine avea în corabie. Și Iisus, pentru că El niciodată nu pierde vremea ca noi, în timp ce era cu ei în corabie, le-a zis, ca să nu pierdem vremea aici în dialoguri fără sens, păziți-vă de latul fariseilor și de latul lui Iod. Știți ce au făcut ucenicii? Au început să se gândească și a zis, cred că ne atrage atenția că am uitat pe ei. Dar cred că asta a zis. Și am numit categoria asta de oameni, atunci când Dumnezeu îți spune ceva, și eu și dumneata înțelegem cu totul altceva. E o încurcătură la mijloc. Nu din partea lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu ar transmite mesaje încălcite. Și pentru că mintea noastră este încălcită. Și pentru că suntem oameni superficiali în raport cu cuvântul lui Dumnezeu. Și din fapt, din poziția de asta de irresponsabilitate, Domnul vorbește una și noi pricepem, dar nu pe aproape, total în cealaltă extra. Domnul vă vorbea de tema fățărniciei, de tema vicleniei și ei înțelegeau că Domnul vorbește că n-au luat destul de pâine. Ca și cum Dumnezeu ți-ar spune seara asta, fii sinceră și sincer și te pocăiești. Când zici, cred că Dumnezeu ne-a spus că prea sărat și cred că trebuie să mai iau un hectar de pământ. Domnul spune, ai grijă, păzvește-te de duplicitate și nu vii niciodată cu mască pe față. Și dumneavoastră să înțelegi, cred că Dumnezeu mi-a spus să-mi iau o mașină nouă. Cred că am uitat să fiu un om care să-mi adun mai mult. Să fiu mai ospitalier, să fac aia, să fac aia. Când Domnul spune una și noi îți înțelegem total așa. Așa am întâlnit oameni care s-au rătăcit și poate uneori și eu. Dumnezeu mi-a spus ceva și noi interpretam și filozofam. Nu cred că asta nu s-a spus Domnul. Știi, nu că am vrea cu adevărat să sondăm, dar așa trage cuvântul Dumnezeu și spuma cuvântul Dumnezeu spre noi să ne... Cred că a zis Dumnezeu cuvântul ăsta pentru că eu am planul ăsta. Iau cuvântul Dumnezeu, îl fixez pe planul meu și cred că Dumnezeu m-a încurajat să merg aici, că eu vreau să mă încurajez de Dumnezeu să meargă aici. Dar Dumnezeu spune să te încurajează să mergi dincolo. Și atunci, mă rog, încă o dată în seara asta. Ca Dumnezeu să lase peste fiecare dintre noi un duc de înțelepciune. Amin? Cum rezolvă Hristos problema? Păi întotdeauna Hristos nu te lasă să mori în apele tale tulburi și ale mele încurcate. Asta a trebuit încă o dată să spunem, chiar dacă v-am cerșit de multe ori, dar cred că nu v-a supărat, încă o dată mărit să fie Domnul în veci. Știți de ce? Pentru că noi ne-am scăldat în multe alte tulburi în care am zis, Domnul mi-a spus să merg aici, Domnul mi-a spus să plec dincolo, Domnul mi-a spus, dar nici vorbă de azi, nici vorbă de azi. Dar atunci când am priceput, Dumnezeu nu ne-a lăsat așa. Când noi mai zicem câteodată, mai ales băia care avem boală, dar nu sunt niciunul dintre noi așa. Și ăla merge greșit. Dumnezeu te ajute. Mă bucur că ai înțeles așa că-i dat cu capul de perete. Și aștept să dea și când dă, apoi tu ai zis că pe acolo. Și eu Domnul nu e așa. Nu e așa. Domnul atunci când ne vede încurcat din propria noastră vină și superficialitate, întotdeauna vine cu multă gimnășie, alteori cu mustrare, spune, pentru ce gândiți așa în mintea voastră? Și ascultați cum îi pune ușor, ușor la colț. Pentru ce vă gândiți că n-aveți pâine? Tot nu pricepeți? 1. 2. Tot nu înțelegeți? 3. Aveți inima împietrită? 4. Aveți ochi și nu vedeți? 5. Aveți urechi și n-auziți? 6. Aveți memorie și ați pierdut-o? Nu vă mai aduceți aminte deloc? Și când se întâmplă, Doamne, așa cu noi,
că Tu faci semne și minuni în viața noastră. Și noi nu le vedem. Ne vorbești cu cuvântul Tău blând și ne chem la pocăință și la Tine și la veșnici și noi n-auzi. Faci tot felul de minuni în preajma noastră și noi nu le pricep. Faci lucrări în viața noastră, în Doamne, ai făcut o minune! Peste 3 zile nu-i mai făceam. Uită! Oare cui vorbește Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu din Psalmul 103 s-a schimbat? Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este bine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita cele mai importante evenimente pe care le-am făcut în viață. Așa scrie? Ce scrie acolo? Nici una din binefacerile Lui, a Domnului, față de nici una să nu uiți! Credeți că Dumnezeu s-a schimbat? Credeți că Dumnezeu este același în biserica în seara asta? Amin? Și atunci? Unde noi pierdem pe Dumnezeu real și viu și trăim în fața unui Dumnezeu care nu are putere, care nu ne poate salva, care nu ne poate scăpa, care nu ne mai poate ferici, de aceea apelăm la tot felul de practici pentru a ne ferici pe noi înșine. Când se întâmplă să-L pierdem pe Dumnezeu? Atunci când ne uităm și nu vedem nimeni. Când auzim pe Dumnezeu vorbind și de fapt nu-L auzim. Atunci când Dumnezeu face lucruri extraordinare în viața noastră, le trăim, le experimentăm și peste câteva zile nici măcar nu ne mai aducem aminte de El. Și mă întreb să cercăm de pe categoria asta dacă este în biserică sau în adunare. Dacă eu sunt ăla și cred că sunt, cum mă salvez? Știți cum ne salvează Domnul? Una din frazele din debutul predicii mele a fost atitudini, alegeri, trăiri și amintiri. Știți ce face Domnul cu ei? Face recapitulare. Încă o dată. Haideți. Dragi, ce faci, Doamne? Ascultați-mă. Vă întreb și voi răspundeți. Când am făcut cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, întrebare. Vă aduceți aminte? Da, Doamne. Atunci când am făcut cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, vă întreb, câte coșuri de firimitură ați ridicat? Exercițiu de memorie. Tot nu mai țineți minte? Hai încă o dată recapitulare. Câte ați ridicat? 12 ori de zi. Mergem mai departe, ca să-i mai aproape de voi. Când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșuri de pâine de firmituri ați ridicat? 7 au răspuns ei. Atunci Domnul întreabă. Și atunci? Tot nu înțelegeți? Aș vrea să vă spun ceva în seara asta, pe final. Și aș vrea să se întâmple în realitate. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inimile noastre în momentele astea. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute să facem un exercițiu de recapitulare. Puteți să spuneți amin? Amin. Și cred din toată inima mea. Îți convins 100% de asta. Că indiferent care sunt prietenii, care ați fost, știți, cunoașteți lucruri despre Dumnezeu, indiferent de câtă cultură multă sau puțină spirituală sau religioasă aveți, cel puțin o dată în viață, toți de adunare, am spus. Din necazul ăsta numai mâna lui Dumnezeu m-a scăpat. Puteți să spuneți amin? Amin. Din încurcătura asta numai mâna lui Dumnezeu m-a spus. Dacă nu era Dumnezeu cu mine, eu niciodată nu ieșeam din asta. Aici este mâna lui Dumnezeu. Dacă noi care suntem cu totul creștini, cum discutam cu niște preoți azi, cu totul un creștin astfel, tatăl în fiu, n-am spus asta, atunci este o catastrofă cumplită, că niște vrăjitori, care nu aveau nimic de-a face cu ea, pe Dumnezeu cel mare și înfricoșat, când au văzut că a făcut Dumnezeu din nisip păduc în Egipt și a fost un act de creație, s-au dus în fața lui Faraon și chiar dacă a trebuit să-și calce în picioare orgolul lor, vrăjitoria lor, slujba lor, să se umilească. Au spus, prea majestate, prea înalte faraon, trebuie să recunoaștem astăzi că aici este în joc și este vorba de degetul lui Dumnezeu. Aici e degetul lui Dumnezeu. Acum noi care toți suntem creștini, am văzut vreodată degetul lui Dumnezeu? Am văzut vreodată mâna lui Dumnezeu? Amin? Da? Și atunci, de ce nu înțelege?
înțelegi dumneata care ești aici în seara asta cât bine ți-a făcut Domnul? Înțelegem noi în seara aceasta ucenicii de câte ori a lucrat Dumnezeu în viața noastră? Înțelegi în seara aceasta de câte accidente te-a salvat Dumnezeu? Înțelegi de câte boli te-a ferit Dumnezeu? Înțelegi de câte ori te-a vindecat Dumnezeu și și-a întins mâna? Înțelegi de câte ori a venit în casa ta și în viața ta și a fost acolo să vină o prăbușire pe care nu te mai ridicai niciodată? Dacă ești aici în adunare, poți să știi pe care te mai priceput, n-ai înțeles și nu te-ai dat seama. A fost mâna lui Dumnezeu. A fost mâna lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de minunele lui Dumnezeu din viața ta. Adu-ți aminte de atingerile lui Dumnezeu din copilărie. Adu-ți aminte de momentele când ai spus lui Dumnezeu, Doamne, te iubesc! Astăzi împreună cu Ostea. Că atunci când m-a programat fratele Dea, mi-a cerut o singură condiție. Nu mi-a zis să fiu scurt în predică, nici lung. Dar mi-a zis, Gabi, atunci când vii la noi, te rog să fii odihnit, să nu fii obosit. Și ne-am propus azi toată ziua aproape să dorm. Dar nu am putut să dorm, pentru că avem botez duminică și avem un băiat, Andrei, care vine dintr-o familie, dintr-o altă confesiune și s-a produs deja tulburări, deja am fost amenințat și eu și Costel la telefon. Și astăzi preoții părinților au dorit să se întâlnească cu noi. Doi la doi am fost. Și... bineînțeles, părinții, deja nu mai era echilibru, și Andrei. Deci era, într-un fel, 4-3. Și am avut acolo mai multe ore discuții astăzi. Și în toate discuțiile astea, la un moment dat, unul din preoți, ales se neam cu fratele roții, a spus, vreți să vă spun ceva? Și a zis, te rog, eu, de fapt, primul meu contact cu Domnul, este că eu într-o biserică din Valea, mi-a spus nu știu unde, că putem să mergem și cercetăm, am fost odată la evanghelizare și eu am ieșit la față și m-am predat Domnului Iisus în seara. Ați știut asta? Nu, nici vorba, a rămas în scaun. Și eu le-am spus atunci, frate, eu nu mă predau unei religii, eu mă predau în mâna lui Hristos. Și asta și-a adus aminte, noi discutând de Iisus, Iisus, că tot pe Iisus îl pomeneam și ne-am debarasat de religie și cu ajutorul nostru și dumnealor, am ajuns pe un singur teren, Iisus Hristos. Și când am ajuns pe terenul Hristos, n-am mai vorbit de cruci, de haine, de pereți, de nimic, am vorbit despre Hristos și tot vorbim de Hristos, deodată s-a întâmplat ceva cu dumnealui, că a zis, știți ceva, de fapt eu mi-aduc aminte că în tinerețea mea, la 18 ani, eu mi-am predat într-o seară viața în mâna lui Iisus. Binecuvântat să fie Domnul Remeci. Vedeți ce fac amintire? Dar știți unde Dumnezeu ne sapă adânc în trecutul nostru ca să ne poată desmetici și trezi și mântui în seara aceasta în timp ce suntem în preajma Lui în adunare. Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte experiențe pe care le-am avut cu Dumnezeu. Duhul Sfânt aduce aminte prietenilor care sunt aici, eu sunt convins că aveți multe experiențe cu Dumnezeu. Până și Polo care se botează duminică dimineața după masă la 3 în Becrean, ne-a spus într-o zi și a dezvolit, de fapt, frate Gabi, știi ce vreau să spun? Că atunci când am făcut-o cele mai mari bolănii în Bistriță, nu știu ce a făcut. Nu m-a interesat niciun detaliu, nici nu mi-a spus. Și îl citesc pe el. Și am făcut că te-am făcut, de fapt, în cele mai crâncene momente de, în care spuneam, ăsta-i dat iadului, știi ce făceam eu? Ce? Proviteam în inima mea că într-o zi mă pocăiesc. Ziceam în inima mea într-o zi, Doamne, să mă întorc spre Tine. Știți, acum când vorbește despre Domnul, zice trei cuvinte și are trei noduri în gât și după aia prăie. Ia-l polo, care știți în Biserică, de unde știți? Și s-a întâmplat? Duhul lui Dumnezeu i-a sărpus inima. Duhul lui Dumnezeu i-a sărpus inima. Și a dus aminte de momentele când a fost cercetat de Dumnezeu. A făcut Dumnezeu vreo minune în viața dumitare care m-a spus în seara asta? A făcut vreo minune în viața ta tânără care vine adunare în seara asta? Ai strigat vreodată către Dumnezeu că nu te-a auzit tata și mama? Doamne, ai milă de mine, că am o durere cumplită în inima mea. Ți-a dat Dumnezeu de o seară de liniște, te-a dat Dumnezeu o zi de odihnă și de pace, te-a ascultat Dumnezeu de o împrejurare, te-a auzit Dumnezeu când ai strigat în disperare sau în bucurie. Dacă te-a auzit Dumnezeu, ai pretenția să înțelegi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a venit să te mântuiască. Amin. Amin, gloria lui Dumnezeu! Gloria lui Dumnezeu! Și atunci, pe când recapitularea asta, Dumnezeu te întreabă, înțelegi ce se întâmplă în seara asta aici. Eu te iubesc. Și fiecare minune care am făcut-o în viața ta. Când ai ieșit din fiarele alea, din printrele, cu într-o sornată acolo, când se salut mașina în două și tu ai scăpat. Doamne, câte povești am auzit din genul ăsta. Am ieșit din când a zis polițistul, nu, tu, dumneata, crezi în Dumnezeu? Și a zis, cred, cum cred? Dar nu merg. Până la Dumnezeu te-a scos din fiarele astea. În această seară ești și la bale, te întreb de ce?
Te-ai întrebat vreodată de ce a făcut Dumnezeu asta? Când eu m-am dus la 4 dimineața cu Viorel Găban spre Arad la evanghelizare și dincolo de Cluj pe șosea dreaptă, un camion a venit direct spre noi, direct, și ne-a zburat oglinda din stânga, pentru că a dormit la volan și printr-o mișcare bruscă am scăpat de la moarte și o dormeam în dreapta lui și poate că din somnul a plecat mă Dumnezeu, dacă Dumneu a zis nu plec, n-am plecat, pentru că Îngerul Dumnezeu a fost acolo și au prins de volan, știi? Eu nu pot să uit asta, acesta este Dumnezeu. Și când câteodată am și momente de împetrire, că nu pricep, Dumnezeu spune, Gabi, adu-ți aminte, nu te-am salvat eu atunci? Nu te-am vindecat eu copiii atunci? Nu te-am iertat în seara când ai plâns pe pășune afară și ai zis, Doamne, iartă-mă că simt că mă duc în iad? N-am venit eu prin puterea și prin sângele meu și te-am iertat de sute de mii de ori și am zis, Doamne, adu-ți aminte, acum pricep cine sunt eu. Și eu spun, Doamne, de Hristosul Fiul Dumnezeului celui viu. Și mă prăbușesc la picioarele, spune, Doamne, dacă nu m-am pocăit destul în seara asta, în visița, mă pocăiesc mai mult și mai mult. Și vin să mă arunc sub brațele tale binecuvântate. Măriți să fie Domnul în veci. Adunare din visița, vă aduceți aminte de minunile lui Dumnezeu? Odată, în timp ce predic, văd aici niște familii, le-am auzit în câteva mărturisiri că Dumnezeu le-a vindecat de cancer. Și când văd când ies în fața bisericii, în Nicea sau în altă parte, în șanț, că am fost cu dumneavoastră, ies deodată în fața bisericii și spun, slăviți-o mie Domnul! Slăviți-o mie Domnul! Te întrebe, au nebunit? Că Doamna-i șefă, nu știu unde, că Domnul-i medic, că cu tare e doctoriță, că sunt oameni din altă societate și deodată strig aleluia și amen. Dar îi întreb de ce și încep să spună, noi am avut cancer. Și Dumnezeu ne-a vindecat. Noi am avut un cancer mai mare decât cancerul, păcatul. Și Dumnezeu ne-a iertat. Noi vrem să cântăm, să recităm poezii, să strigăm. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Domnul vieții noastre. Mărire lui în veci. Dar când tu pricepi altceva decât zice Domnul, ai o problemă sens. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă pe toți care suntem aici. Amin? Amin. Ce este Dumnezeu? Este un Dumnezeu al minunilor. Este un Dumnezeu frumos, desăvârșit, minunat. E uimitor să fie. E încântător să intri în viață cu El. E încântător să-L țin și dimineața și seara. Nu contează că ai pâine, că n-ai, că ești rășinat de foame sau de frig, că ai haine, că ai bani, că n-ai. Nu contează că mergi pe jos, că ai 80 de ani sau 14, câte vreme Iisus e în preajma ta, câte vreme mântuirea e la locul ei, câte vreme Iisus este în centrul vieții tale, să te târăști călăcuț ca pe drum, să te târăști prin pustiu, e așa s-au propus prima categorie, de întâlnit în praful ăsta, de murim aici în pustiu de sete, de se întâmplă orice cu noi, cel puțin am avut ocazia să ne întâlnim odată în viață cu Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Odată ne-a tăiat inima cuvântului, cel puțin odată am strigat, Iisus e Domn! Iisus e Domn! Și acum murim, dar El ne va fi binevoitor în ziua aceea. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Nu de mănăstiri, de oameni, de biserici, de religie ai nevoie. Avem nevoie de Hristos în seara asta. De aceea grecii au strigat, vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrei să-L trăiești pe Iisus într-o experiență nouă în seara aceasta? Spune-i da lui Iisus. Dacă până în seara aceasta ai trăit sentimente și tot timpul stat împotriva lui Dumnezeu, nu știu cine ești, Domnul spune să mai repet o dată treaba asta. Și ai spus, tu, eu mai aștept ceva, eu mai vreau ceva, eu mai vreau să se întâmple ceva. Nu se va întâmpla nimic mai mult decât se întâmplă acum și în fiecare zi. Adică Domnul e bun cu tine, Domnul e bun cu tine, sângele lui are putere încă să curățească păcatul tău, cerul e deschis, ușa e deschisă și poți să fii un mântuit și o mântuită în seara asta. Acestea bun, îți spun și ție, cu Domnul Iisus la braț. Amin? Amin. Și v-am propus să închei predic așa. La fiecare categorie, Iisus a avut un mesaj final. La prima, cu cei care i-am cântat inima, pleca un Hristos, Dumnezeu, suveran. Și la o mulțime de oameni care au acceptat domnia și suveranitatea și prioritățile impuse de Hristos, spune cuvântul în versetul 9, că Iisus, după ce le-a dat și în stomac ceva, Iisus i-a eliberat, le-a dat drumul. Ei n-au plecat până le-a dat Iisus drumul. De acum Iisus era stăpân. De acum Iisus era suveran peste viețile lor. Și eu a zis, Doamne, când ne spui să plecăm, plecăm. N-am plecat când mi-a fost foame. N-am plecat când am avut greutăți. Pentru că am găsit în tine cea mai frumoasă trăire din viețile noastre.
Nu plecăm de aici numai când Tu ne spui să plecăm. Și Iisus a zis, acum puteți să fiți liberi. Puteți să plecați. Aranjamentul e făcut în viața voastră. Hristos este căpătâiul vieții voastre. Hristos este centrul vieții voastre. Eu sunt Domnul vostru. Acum puteți pleca. Sunteți bine. Pe ei e eliberat. Mă rog, Domnul, să ne elibereze pe toți în seara asta. Amin? Amin. Să trăim sub domnia Lui de acum și până în veșnicie. Doamne, ajută-ne la asta. Pe a doua categorie, atenție. Spun asta nu pentru că mi-aș dori cineva să trăiască cuvântul ăsta. Și o spun pentru un act de responsabilitate din partea tuturor. Alegeți cu înțelepciune sens. Că farisei și cărturari au avut parte de un alt cuvânt de la Domnul. Versetul 13. Apoi i-a lăsat. Este vorba de abandon. Este vorba că Iisus i-a lăsat în pace și a plecat. Știți, simt în inima mea un strigăt către Domnul seara asta. Poate a fi și altă. Doamne, să nu ne lași. Amin. Iisuse, te rog să nu ne lași. Chiar dacă ai văzut în viața noastră că nu suntem cum ai vrea Tu, te rog să nu ne lași, Doamne. Te rog să ne prinzi de mână în seara asta. Mă rog, Domnul, să prindă orice inimă de mână seara asta și să te scoată din groapa pe ei. Dar spune Domnului cu vrea, că simți că n-ai putere să faci ce au făcut oamenii ăștia. Spune Domnului, Doamne, sunt aici în adunare, la balcon sau toți. Și am păcat în viața mea și am zbucium și am probleme în familie și numai eu știu ce drame trăiesc. Poate te-a lăsat soțul, poate te-a abandonat copiii. Sentimentul de abandon e cel mai crud. Poate te-au abandonat vecinii, prietenii. Ești un nimeni, ești un singuratic, un singuratic. Asta e zero sentimentul ăsta. Asta poți să-l depășești, poți să-l învingi. Dar sentimentul de a te abandona cerul, Dumnezeu și Hristos și Duhul Sfânt este de neîntins niciodată. Asta înseamnă începutul iadului. De aceea mă rog în această seară Duhul lui Dumnezeu să cerceteze întreaga adunare. Spune inima ta, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, să nu mă lași, Doamne. Te rog să nu mă lași, Doamne. Lucrează în viața mea, zdrobește în inima. Dă-mi lacrimi de pocăință, Doamne, pentru că nu vreau să mă lași. Și a treia categorie rămâne în fața ei cu o întrebare. Tot nu înțelegeți? Și rămâne o întrebare de meditație. Poate sunt ani de zile de când nu înțelegi. De când Iisus e care predică în simbiața, se încheie așa. Tot nu înțelegi acum? Și azi și mâine și poi mâine, încheie în fiecare zi în care spune, hei, Gabriel, Ioan, Alina, ai văzut azi? Dar cât i-a fost azi? Doamne, acolo ai fost mine. Și? Tot înțelegi? Ce să trăi, Doamne? Că vreau să te mântuiesc. Că vreau să te duc în cer. Că vreau să-ți fiu în cartea vieții. Că te-am adus în existență cu un scop. Să te pot iubi. Că Domnul nu te-a adus în lumea asta și nu m-a adus. Pentru că azi își aduc aminte de mine. Și Dumnezeu ne-a adus pe pământul ăsta. Ca să ne pregătim pentru veșnicie. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu ne-a adus să ne rămână numele de joar pe viață funerară, datele a nașterii și data morții. Și trei o linuță scurtă care de general reprezintă viața ta și viața mea. Dumnezeu ne-a adus dincolo de mământ, dincolo de rapie, dincolo de pierdere funerară, ne-a adus să ne întâlnim cu El într-o zi, să fim cuceriți de cuvântul Lui și într-o zi cuceritul în fiecare zi mai mult, să ne ducă în veșnicie în slava Lui. Iisus este gata să vină pe fără cerul. Dar încă mai trece cu curată dintr-o inimă la altă, dintr-o inimă la altă, dintr-un loc în altul, întâlnim tot felul de trăiri, de amintiri, de atitudini, da? Hristos spune în iubești. Și o cântare spune, încă mă mai iubești, încă se pasă de mine, Tu ești visul cel bun, în inima mea, și te întreb, Doamne, oare pot în seara asta să iau de la început? Oare pot să mă mai ierți? Oare pot să mă mai primești? Și Iisus îți spune, da, vreau să fie iertat, iertat, mântuit, mântuită și curățit. Vă iubesc, vă plăcesc. Și doresc din toată inima, Bunul Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Duhul Sfânt care este prezentul la Dumnezeu și Evanghelia să transformă orice inima și orice viață.